Bună ziua, putem începe? Da? Stimați cetățeni, după cum a fost anunțat ieri de către prim-ministru Natalia Gavriliță și ministru Muncii și Protecției Sociale, astăzi a fost înregistrat în Secretariatul Parlamentului un proiect de lege care vine să extindă compensațiile oferite pentru energia termică pe perioada rece a anului și să simplifice procedurile de acordare a ajutorului pentru perioada rece a anului. Întreprindem aceste măsuri pentru a veni suplimentar în susținerea, în special, a celor mai vulnerabile pături ale populației și facem tot posibilul pentru ca să compensăm acea creștere a tarifului, în special a energiei termice, care s-a produs începând cu luna noiembrie. Proiectul nemijlocit presupune câteva măsuri. În primul rând, va fi majorată compensația maximă de care pot beneficia cetățenii la energie termică de la 450 de lei la 815 lei. Asta se va produce prin creșterea proporției tarifului care se compensează de la 67% la 80%. Deci față de luna octombrie, majorarea tarifului se va compensa în proporție de 80% începând cu luna ianuarie. Totodată, dacă în varianta inițială la energia termică se compensa prima gigacalorie, acum volumul maxim compensat va fi extins până la 1,5 gigacalorii. Prin aceste două instrumente se va majora nemijlocit și compensația maximă, după cum spuneam, de la 450 la 815 lei. De aceste măsuri vor beneficia sute de mii de familii din Chișinău și Bălț în special și am ales să intervenim în primul rând pe energia termică pentru că cetățenii sunt într-o situație în care nu își pot regla de sine stătător consumul. Cunoaștem cu toții că avem un sistem centralizat de încălzire. Asta înseamnă că, indiferent de metrajul apartamentului, indiferent de intenția și dorința cetățenilor, li se livrează un anumit volum de agent termic, care ulterior trebuie achitat. Totodată, din analiza noastră, cei care sunt astăzi în continuare branșați la energie centralizată, un sistem centralizat de încălzire, de regulă locuiesc în blocuri mai vechi, au venituri mai mici, față de cei care au avut ocazia să procure un apartament într-un bloc mai nou și să-și încălzească apartamentul cu gaz printr-o centrală instalată la nivelul blocului. Anume, din acest motiv, pentru că cetățenii nu pot de sine stătător să regleze consumul, am considerat că este oportun să intervenim în primul rând pe energia termică. Totodată, și guvernul a reiterat ieri același angajament că în cazul în care vor surveni careva modificări ulterioare a tarifului la gazele naturale, se va interveni și pe partea asta cu compensații suplimentare pentru a ne asigura că tariful efectiv inclus în factură nu îl va depăși pe cel care este la moment. Dincolo de creșterea compensațiilor pentru energie termică, proiectul mai prevede un aspect important, și anume facilitarea accesului la ajutorul pentru perioada rece a anului. Vă aduceți aminte că ăsta este un mecanism disponibil în special pentru cei cu venituri mici. Nu este un mecanism nou, este un mecanism care a existat din 2010-2011, dar el la momentul de față include două aspecte pentru a stabili eligibilitatea. În primul rând este un prag de venit, care a fost majorat de către noi de la 2600 de lei la 3100 de lei, deci toți cei care sunt sub acel plafon întrunesc acest criteriu de eligibilitate. Iar în a doilea rând, mecanismul prevedea o anchetă socială, despre care se discuta destul de mult în spațiu public, unde asistentul social trebuia să meargă acasă la solicitant și să verifice în baza anumitor criterii nivelul bunăstării acestuia și să stabilească dacă întrunește și această condiție. Acum, pentru a facilita accesul, având în vedere faptul că noi ne dorim să ajungem la 300.000 de familii, numărul total de beneficiari al acestui instrument, s-a decis ca pentru această iarnă, până în luna martie, ancheta socială să nu mai fie necesară în vederea accesării acestui mecanism. Și atunci rămâne doar verificarea venitului. Și vă aduc aminte încă o dată că pentru o persoană singură
pragul sub care cineva este eligibil este 3.100 de lei, pentru o familie din 2 adulți e 5.400 de lei, pentru o familie din 2 adulți și 2 copii, acest prag este astăzi 9.920. Respectiv, îndemnăm cetățenii care știu că veniturile lor sunt mai mici decât plafoanele pe care le-am menționat, să meargă fie la Direcția Asistența Socială, dacă vorbim de Chișinău, sau să comunice cu asistentul lor social, să depună acea cerere în sistem și să poată beneficia de acei 700 de lei pentru următoarele 3 luni de zile. Și după cum spuneam, am făcut acest pas pentru a facilita accesul și a crește numărul beneficiarilor finali de acest instrument. Astea sunt principalele măsuri cu care vine acest proiect de lege. El urmează a fi votat în prima lectură vinerea aceasta și sperăm mult să avem și susținerea din partea opoziției pentru a putea vota proiectul în două lecturi, în așa fel încât să reușim să oferim aceste compensații majorate deja în factura pentru luna ianuarie. Vă mulțumim pentru atenție și dacă aveți careva întrebări, vă rog. Bună ziua, Banii, bineînțeles, că vin din bugetul de stat și cred că ați urmărit și dumneavoastră. Sunt anumite încasări suplimentare la buget, care noi considerăm că în perioada asta complicată trebuie direcționat, în primul rând, spre susținerea populației prin asemenea măsuri. Есть фонды для резерва гуверну, и динкари отчеш бань под фиалокадзе. Вы хотите взять деньги на эти компенсации из резервного фонда? И un aspect tehnic, da. Cred că asta este sursa principală. În același timp putem face și rectificarea bugetului, nu este nicio problemă. Pur și simplu e procedură un pic mai îndelungată. И последний вопрос. Вы сказали, что эту помощь получат сотни семей в Кишинове, в Бельцах, ну, у кого особенно центральное отопление. А конкретную цифру можете назвать, сколько человек получат эту помощь или семей? 190 000 de persoane branșate la sistemul centralizat. Mulțumesc. Domnul Percean, o întrebare legată tot de creșterea facturilor. În condițiile în care consumatorii care au fost debranșați de la sistemul centralizat de încălzire, acum plătesc și factura la gaz și plus cele 10% pentru tranzitul termic. Acum acest tranzit s-a majorat, dacă plăteau 80-100 de lei, acum ajunge la 200, chiar și 400 de lei. O parte din consumatori spun că nu mai au de gând să plătească pentru un serviciu de care nu beneficiază, îi cer să fie anulată această prevedere. Știu că dumneavoastră v-ați pronunțat și anterior, a fost contestată și la Curtea Constituțională, este și un dosar, ce părere aveți la acest capitol? Noi am contestat la Curtea Constituțională deja de mai bine de un an de zile această prevedere. În mod normal, Curtea trebuie să expună pe contestații, pe sesizările care parvin în parcurs de cel mult 6 luni de zile. Termenul a fost depășit. Noi ne-am adresat repetat la Curtea Constituțională pentru ca să ne dea o decizie de că acceptă, că e inadmisibil sesizarea noastră să se expună pe fond. Până acum nu avem o claritate de ce Curtea Constituțională tergiversează examinarea acestei spețe. Și în opinia mea, într-adevăr, sunt probleme de constituționalitate a acelei hotărâri de guvern care stabilește că dacă o persoană este debranșată, oricum continui să achite. Unii cetățeni se adresează în instanțele judecate și câștigă în raport cu termoelectrica, sunt și asemenea situații. Dacă pot demonstra în bunăoară că nu treci prin apartamentul lor țeava respectivă. Sau... Deci sunt anumite criterii stabilite de instanțele de fond comun. Dar așteptăm decizia Curții Constituționale, în primul rând. Bineînțeles că s-ar putea merge și pe anularea deciziei de către guvern, dar cred că vrea toată lumea mai întâi să știe poziția Curții Constituționale și tergiversarea asta nici mie nu mi-este foarte clar. Merci.